care până acum a jucat cu 4, a luat 30, un număr, dacă stăm să ne gândim așa, care te duce cu gândul mai mult la ofensivă. Da, golul carierei pentru Cosmin Moții, foarfecă laterală într-o zonă unde trebuia să se afle Marius Alexe, în spatele lui Marius Nicolae, rămas de la cornerul bătut de Munteanu. Moții marchează un Eurogol, minutul 17, Dinamo NK Varaždin 2-0. E bine. Este bine, lucrurile merg bine pentru Dinamo. Trebuie un scor care să asigure calificarea încă de aici, de la București. Incredibil ce a reușit Moții. Am văzut pe acea reluare din lateral cât de mult efect a luat mingea după ce a fost lovită de fundașul central al lui Dinamo. Și croații probabil se întreabă de ce au mai făcut deplasarea la București. Aia e bine să fie așa, să le mai da Dinamo încă 2-3, să-și facă mâna. Da, avem nevoie de victorii în cupele europene, avem nevoie de puncte în clasamentul UEFA, avem nevoie